Bine v-am regăsit la o nouă lecție de matematică online. Sunt profesorul Adrian Ivan de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea și astăzi vom discuta despre criterii de divizibilitate cu 2, 5, 10 la puterea n, 3 sau 9. Lecție din cadrul unității de învățare divizibilitatea în mulțimea numerelor naturale din clasa a 6. Pentru început ne reamintim. Criteriul de divizibilitate cu 2. Un număr este divizibil prin 2 dacă ultima cifră a sa este par, adică 0, 2, 4, 6 sau 8. Exemplu. 128 este divizibil cu 2 deoarece ultima cifră a numărului 128 este 8, aceasta fiind cifră pară. 2 nu divide 127, deoarece ultima cifră a numărului 127 este 7 și ea nu este par. Criteriul de divizibilitate cu 5. Ultima cifră a numărului dat trebuie să fie 0 sau 5 pentru ca numărul nostru să fie divizibil cu 5. În exemplele următoare, 1235 este divizibil prin 5, pentru că ultima cifră a acestuia este 5. 2020 este divizibil prin 5, pentru că ultima cifră a acestuia este 0. 5 nu divide 2021, pentru că ultima cifră a numărului 2021 este 1, ea fiind diferită de 0 sau 5. Criteriul de divizibilitate cu 10 la puterea n, unde n este un număr natural nenul. Un număr este divizibil cu 10 la puterea n dacă ultimele n cifre ale numărului dat sunt toate egale cu 0. Precizăm că n este număr natural nenul. Exemple. Numărul 2020 este divizibil prin 10 pentru că are ultima cifră egală cu 0. Numărul 20200 este divizibil prin 100 pentru că ultimele două cifre ale numărului 20200 sunt 0. 10 nu divide 2021, pentru că ultima cifră a numărului 2021 este 1, deci e diferită de 0. Haideți să vedem în continuare criteriul de divizibilitate cu 3. Un număr este divizibil cu 3, dacă suma cifrelor acestuia este multiplu de 3. În exemplele următoare, avem numărul 1245 divizibil cu 3, pentru că suma cifrelor acestuia este 12, iar 12 este un multiplu de 3. El se scrie ca 3 ori 4. 3 nu divide 236, pentru că suma cifrelor numărului este 11, iar 11 nu este divizibil prin 3. Criteriul de divizibilitate cu 9. Suma cifrelor numărului nostru trebuie să fie multiplu de 9. Exemple. Numărul 207 este divizibil cu 9, pentru că suma cifrelor acestuia este 9, iar 9 este divizibil prin 9. 9 nu divide 2021, pentru că suma cifrelor numărului 2021 este 5, iar 5 nu divide 9. Ca aplicație, demonstrați că numărul A egal cu 2 la puterea n ori 5 la puterea n plus 2222 este divizibil cu 18 pentru orice număr natural nenul n mic. Vom arăta că numărul A este atât multiplu de 2, cât și multiplu de 9, deci multiplu de 18. Folosind criteriile de divizibilitate cu 2 și cu 9, obținem două relații. 1. 2 la puterea n este divizibil prin 2 pentru orice număr natural nenul, deci 2 la puterea n ori 5 la puterea n este un număr divizibil prin 2. Și pentru că numărul 2222 este divizibil prin 2, având ultima cifră pară, numărul A va fi divizibil prin 2,
ca sumă de numere divizibile prin 2. Acest lucru realizându-se pentru orice număr natural nenul n mic. A doua relație obținută este A, numărul 2 la n ori 5 la n plus 2222 se poate scrie sub forma sumei dintre 10 la puterea n obținut prin înmulțirea lui 2 la n ori 5 la n, proprietăți cu puteri care au același exponent, plus numărul 2222. În acest caz, este A, suma cifrelor numărului A este egală cu 9. 9 este divizibil prin 9, deci numărul A va fi divizibil prin 9. Am notat cu S de A suma cifrelor numărului A. Din relațiile 1 și 2 anterioare obținem numărul A divizibil prin 18 pentru orice număr N natural nenul. Ca observație, ne propunem să stabilim ce se întâmplă pentru situația în care N este egal cu 0. În acest caz, numărul A este 2223, care nu e divizibil prin 2, având ultima cifră impară, dar este divizibil prin 9, având suma cifrelor egală cu 9. Deci numărul obținut pentru N egal cu 0 nu va fi divizibil cu 18. Pentru N egal cu 1 avem numărul A egal cu 2232, care este divizibil prin 2, având ultima cifră pară, dar și prin 9, pentru că are suma cifrelor egală cu 9. Deci A divizibil cu 18. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept în continuare la o nouă întâlnire online. La revedere!